La Crăciun Dumnezeu a schimbat istoria, pentru că dintr-un Dumnezeu care poate părea departe, indiferent față de noi, care poate părea greu de accesat și greu de cunoscut, El devine un Dumnezeu de aproape. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, vine și intră în lumea noastră, vine și pășește din acest tablou care poate ne l-am pictat noi despre El, vine și pășește în lumea noastră ca să se întâlnească cu mine și cu tine. Este cel mai interesant și cel mai important eveniment din întreaga omenire. Vezi tu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care ți-o crea ființa ta, care ți-o crea trupul, mintea, inima, care ți-o dat puterea de a te bucura de viață, care cunoaște fiecare moleculă din trupul tău, fiecare atom, fiecare celulă, care cunoaște toate aceste lucruri despre tine, vine în lumea noastră ca să se întâlnească cu noi. Vezi, dacă până acum poate ne-am scuzat și ne-am gândit că Dumnezeu e greu de cunoscut sau că nu vine, sau poate celebra frază, nu vine nimeni din lumea de apoi ca să ne spună cum este acolo. La Crăciun, Iisus Hristos vine și pășește în lumea noastră ca să se întâlnească cu noi. Și nu vine oricum. Nu vine cu tamtam, nu vine cu alai, nu vine cu fanfară, nu vine cu putere mare, ci vine într-un loc foarte smerit, într-o iesle de boi. Vine în cel mai smerit loc posibil, pentru ca să ne arate cum este El și ca să poată să întâlnească cu noi. Vezi, dacă este un om care este cel mai de jos, Dumnezeu a vrut să ajungă și la acela, pentru că și pe acela îl iubește. Și să nu fie nimeni în lumea asta care să nu poată să se întâlnească cu Hristos. Dumnezeu vine ca să se întâlnească cu tine și cu mine, dar nu oricum. Ca să-L întâlnești pe Dumnezeu, trebuie să te cobori și tu în smerenie. Trebuie să-ți recunoști cine ești, starea ta, și să te întâlnești cu El acolo în smerenie. El nu e interesat de statutul tău, de puterea ta, de bogăția ta. El e interesat de inima ta. Și o inimă smerită, o inimă care iubește pe Dumnezeu, se va putea întâlni cu Hristos. Dacă până acum te gândi că poate ești singur în lumea asta, că nimeni nu te înțelege, Dumnezeu vine în lumea noastră ca să se întâlnească cu tine și să știi că nu ești singur, să știi că El e cu tine, că El te iubește, că El a venit ca să facă posibil pentru fiecare dintre noi să se întâlnească cu El. Dacă ar fi venit ca un rege puternic în slavă, ar fi fost mult mai greu ca să ne întâlnim cu El. Dar a venit la nivelul fiecăruia dintre noi ca să se întâlnească cu noi. Nu ești singur. Dumnezeu a venit să locuiască cu poporul Său. Și Dumnezeu te iubește și ne iubește și vrea să întâlnească cu noi acum de Crăciun. Ce vei face? O să întâlnești cu Dumnezeu sau vei trece pe lângă?